Bună ziua, Alina! Spune prietenilor tăi cine a pregătit acest platou pentru bunicul meu, Conea. Alina și mami lui Alina. Și mami lui Alina. Așa, noi mai stăm puțin și ne pregătim să plecăm la Zumba și am zis să facem înainte un vlog pentru că nu putem filma acolo, nu are niciun rost să filmăm și să nu putem și muzica. Trebuie să o oprez mereu. Da. Ia uitați ce bube și a făcut el în genunchi. Așa. Uh, am văzut și... multe comentarii de ieri. Uh, nu sunt răutăcioasă, nu fac anumite chestii din răutate sau să demonstrez cuiva că sunt eu, domne, nu știu ce deșteaptă jmecheră făcând nu știu ce. Că nu o las pe Alina sau eu o învăț sau anumite chestii să nu meargă sau să-și uh, iubească tatăl. Doamne, ferește cel mai mare păcat să nu-și iubească și Iubesc familia. Ea El iubește pe Alin. O iubește și pe bunica, dar... Alina s-a deranjat pentru că n -a. mă gândesc că n-a realizat că Alina va fi afectată și afectată. Na, supărăcioasă, copil. Da. Dar spune tu prietenilor, prietenilor tăi, nu o să-ți ție. Bă, O să-mi foarte repede. Da, pentru că așa este ea. Da. Așa era și patroana. Acu se supăra, acu nu mai era supărată. Da. N-are nicio treabă, Alina. și eu să fac părul. Da, foarte frumos. Și este prima oară când reușesc să-l fac, pentru că am, mai am încercat să-l fac și n-am putut. N-ai putut. Veneau firele astea așa, veneau... Da. Uh, nu vorbesc, nu sunt. Uh, nu știu. Uh, cum ați spus dumneavoastră pe comentarii, că, domne, se vede răutatea în ochii mei, și nu știu ce, și nu știu cum, sau că învăț fata, și fata de asta tace că e frică de mine sau nu vrea să vorbească de față cu mine. De ce? Adică. Nu am ce treabă, dacă sunt supărat pe un om, sunt și îmi trece. Știu că nu ar trebui Alina să știe ea ce înseamnă supărare, dar ce pot să zic? Dacă așa s-a întâmplat, așa... Na, nu avem cum cu ascunde anumite mare. chestii, dacă acolo se vorbește de față cu ea, normal ar trebui să nu știe Alina, Leonardo, Alex de problemele adulților și niciun copil din lumea asta. Dar nu avem cum, pentru că, na, copiii sunt aici, copiii sunt mereu în preajma noastră, ascultă, uh, nu avem cine cum. Cine ar are voie să știe este Leonard, pentru că Alex are 11 ani, eu am 8 ani. Mulți în... înainte. Mulțumesc. Și tu și Alex. Da. Mulțumim. Ale, Leonard are 6 ani și nu prea are avea voie să știe, dar... Nici tu n-ai avea voie să știi multe chestii, dar... Încercăm. da, încercăm să evităm anumite subiecte din cauza copiilor. Deci să ne spunem despre acest platou. Aici este rânză, da, aici este, este șuncă, ceapă, brânză, roșii. Asta e asta. Coronița asta trebuie să vină aici. Coronița. Și aici este picior, jambon. E. Ce nu-mi place mie. Nu-ți place? E o felie de rânză dacă ai poftă. Am mâncat una. Și, da, deci... Deci, 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 noi nu mai spunem nimic. Da. Nu suntem prefăcute, că nu Mami, avem de ce. Știi că eu sunt cu bogătăria. Știi ce, mi ce am găsit aici? Și mi-a plăcut. Înainte să-mi filmezi, îmi stă setul ăsta, uite. Uh -huh. Mi-a plăcut care are aceasta, cum se cheamă, curățătoarea de, <laughs> de cartofi de morcov. Ia părul de pe ochi, nu-mi place cum stă. Mi-am lăsat două șupițe. Da, dar mie nu-mi place. Da. Și avem foarte multe seturi din astea. Avem și multe. Alina are probleme cu ochișorii și eu zic că ar fi bine să stea cu... Atunci hai să mai prin încă o dată. Dacă să nu... Cu ochii șurite. mai libere așa, să nu intre părul în ochi. Așa, oh, să cad. Eu mă duc să pun platoul acesta la frigider Nu știu ce să vă mai zic Așteptăm comentariile dumneavoastră Deci eu tot ce am făcut în viața mea n-am făcut să mă răzbun pe nimeni niciodată nu am făcut cu răutate absolut nimic Așa? Da. Nu mă ocup de Alina doar să mă dau mare că Alina știe nu știu ce Chiar îmi doresc pentru că n-am avut adică o posibilitatea dacă să învăț și n-am putut să fac ceva, e. să merg mai departe. De exemplu, eu dacă vreau să mă angajez și îmi place și mie ceva. Eu nu pot să mă angajez, nu pot să fac nimic. Pentru care, doar? Patru clase. Da. <laughs> Vedeți că ea știe discuția pentru că i-am explicat. Dacă aveam și eu mai multe clase, Potrei măcar liceul să... terminat, era altceva. Da. Și să știți că, cum a zis mama, că nu se dă mare că știu eu să învăț. Da, nu se dă mare nici mama și nici eu. Dacă eu știu să învăț, știu. Adică... Știi învăț. pentru că vrei. Da, dacă vreau să învăț, învăț. Dar asta nu înseamnă că mă dau mare. Sau că sunt eu nu știu ce că învăț. Da. Nu știu ce, adică nu știu cine că învăț. Da, 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 lasă, termină. Da, mai spuneți că Alina repetă după mine. Eu vreau pe asta. Mai repetă și ea, că nu este copil. Nu este atât de mare. N-ai putut să te abții. Nu, stai să așa, că nu e problemă. Doar mai avem. <gri> Multa. Da, oameni buni, nu știu ce să mai zic. Este foarte bună. Eu nu prea le-am cu vlogurile. Nici nu-mi place să întărât pe cineva să vorbească la adresa mea sau eu la adresa cuiva. Dar dacă mă enervează și mă calcă pe bec, știu și să vorbesc. Știu să fiu și țigancă, vorba ce Da, am <hîm> -hî. zis totuși să îmi păstrez Deși sunt foarte multe vorbe, foarte multe lucruri care se foarte vorbesc, urâte. eu le aud, le știu. Chiar și Alina mereu mi-a spus ce se vorbește, ce se aude, ce. și chiar m-a deranjat. Și pot să spun că sunt deranjată de chestiile astea, nu pentru mine, ci pentru fata mea. Adică cum uh, și te întâlnești cu fata mea, și spui vezi că n-am mai vorbit cu tine din cauza lui maică ta aia nebună dar am făcut nu știu ce din cauza lui maică ta nebună de maică ta frumos așa ceva? dacă este frumos așa ceva vă rog frumos să-mi lăsați comentarii deci și... urt, adică eu nu știu cum să am grijă de copilul meu poate fac ceva, mă dau peste cap să par un părinte bun pentru că trebuie să fiu și mamă și tată. Și tu mă faci nebună. Pentru ce? Cum să fiu nebună? Păi dacă aș fi nebună, aș avea grijă ce? de un copil? Aș putea să am grijă de un copil? Și să vă zic, uh, mama știe totul și despre sufletul meu foarte multe știe totul. Deci adică... noi vorbim, dacă Alina nu vorbește cu mine și nu -mi spune mie ce probleme are sau ce a auzit sau ce a făcut sau ce s-a întâmplat. De stau în este, este de multe ori o chestie, de exemplu, să plece cu taică mea cu maică mea undeva, chiar și prin oraș. Și dacă a deranjat-o ceva sau a deranjat-o ei sau a vorbit ei ceva care lui Alina nu i-a picat bine, dă seama că vine acasă și îmi spune. Nu vi se pare normal? Mama știe totul și despre sufletul meu și... Și Dacă și nu, nu vorbește Alina cu mine, cu cine să vorbească? Meu, adică nu știe nimeni ce știe mama. I-am zis tuturor, adică tuturor îmi spune, deci, adică câțiva, deci că este ceva, că este despre mama sau cum mă spără pe mine că spun despre mama și unii îmi spun că de ce ai spus, că așa, așa. Am spus, A. mama știe totul despre mine și sufletul meu îl știe. Tot. Uh, Alina se refera acum când mai face câte o prostioară pe stradă Cu copiii, cum este la joacă, cum este... Na. Uh, Alina vine și îmi spune mie și copiii Spun, dar de ce ai spus lui maică-ta? Dar de ce? Nu știu ce Dar Alina știe că nu o cert Și asta vrea să vă spună Alina Dar și alte chestii care pe Alina o deranjează Normal că vine și mi le spune Un nou matur cu capul pe umeri. Cu o vârstă. Vi și spui la fata așa ceva? Păi cât aș fi eu de rea. Ce cât aș fi eu de nebună. Să fiu, nu știu, ultima nebună de pe stradă. Nu ai cum să vii să spui copilului așa ceva. Nu ai cum. Până la urmă sunt mama ei și așa cum sunt, sunt mama. Nimeni nu mă poate schimba. Așa și tatăl. O să fie tata un bețiv, alcoolist, un nemernic, un nenorocit. Tata e tată. Da. Deci, tata e tată. De asta noi ținem cont, pentru că oricum ar fi, părinții rămân părinți. Nu avem cum să. N-are cum să vină nu știu cine și să spună, vai, de da ce a făcut maica ta, vai, de da ce a făcut taică tu. Eu, una pe mine m-ar durea. Și m-ar deranja și pentru mine acel om nu ar mai și exista. Pe mine m a durut ai spus și puțin, puțin acum despre omul acela, dar chestia aia m-a deranjat foarte. tare. Deci nu, 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 mi se par, nu mi se pare corect. Și am mai văzut și comentarii despre Alin. E tai că Așa, bun, rău cum e. E bun. Date e bun. Lasă-mă, că să prind părul altfel. Nu, vreau așa, nu place. Îți place? Deci, după cum v-am spus. Nu mi se pare normal să Și vă rog eu din Vorbim despre părinții nu știu cui. Nu e nu vorba doar de Alina. Nu v-am spus acum că am făcut două vloguri, să nu mai vorbiți unul, dar nu v-am spus. Vă rog? să nu, nu vorbește mami nimeni în urât. Fiecare își spune, își spune părerea. Dar da, dar știi că a fost și cu lumina, vloguri de el și. Ei, las vă, nu rog, nu mă, vă rog eu din suflet, nu mai vorbiți prost sau urât, cum vreți voi să vă zic. Nu mai. Pentru că nu ne-am referit la lumina, la nimeni nu ne-am referit. Este o persoană care nu putem Este să o spune. persoană, este vorba de bunică sa care nu vrea să mai meargă acolo. V-am și spus de ce. Nu mă scoate okay. din nebună bună. Și asta e. Poate ea nu realizează și spune că poate o spune în spirit de glumă, mai că taia nebună sau nu știu ce, nu știu cum. Dar noi în casă nu se folosesc cuvintele astea, noi nu le folosim. Nu avem de ce să le folosim. Ceapă. Dacă mă înțelegeți. Și a mai fost o chestie, nu știu, a vorbit odată meu cu Alin la telefon. Și au glumit ei între ei ca băieți Pentru că nu pot să interzic eu fratele meu Bă, vezi că m-a supărat pe mine Alin, Alin și, și, și nu a -a vorbit mai vorbești cu el Nu Să vorbească cine vrea cu el Cine cum vrea, n-am nicio treabă Dar voiam să vă spun Că au vorbit și nu știu ce au făcut ei pe acolo Și a intervenit și Anca, Anca. Și Alina a auzit-o Și cam de atunci S-a stricat prietenia Și nu s-a mai dus pentru că și să știți că de aia m-am uh, stricat eu, să zic așa. Te-ai stricat tu? M-am stricat și nu vreau să mai merg acolo pentru că eu mă încerc, adică nu, pe, cu toată lumea. Din cauza dacă vorbesc de fratele lui Mama sau. Nu, a fost o chestie ceva, atunci. Că... Uh, au glumit ei între ei, adică și Alin și, și fratimiu, și a intervenit și ea. Și nu înțeleg de ce se bagă și dacă... Și nu i-a plăcut lui Alina, după care Alina mi-a spus, m-am supărat și eu și cam atât. Și nu mai vreau să mai vorbesc pentru că nu și are rostul. V-am spus de cea... și bunica, ce, ce ne ne-a deranjat se... și ce a deranjat-o pe Alina. Dacă se uită la vlogul acesta, să nu se mai bagă în discuțiile lui tata cu Culuț sau cu altcineva din familia asta. Pentru că vorbesc și ei ca între băieți. Suntem oameni, până la urmă vorbim. Dacă Munte cu munte se întâlnește, da om cu om. Acum nu putem să, nu știu, dacă mă înțeles eu cu patrona sau cu Leo când o veni, să trec pe lângă ei și să nu vorbesc cu ei. Nici bună ziua. Dacă ea nu vorbește cu cineva și este ea certată și are problemele ei cu cineva, asta nu înseamnă că și restul familiei ar trebui să nu mai vorbească cu acea persoană. De exemplu, ea nu vorbește cu mine. Acum nu înseamnă că nu trebuie să vorbească și ursul cu mine și lumina și copiii, deși ales nu vorbește cu mine. Nu că i-a spus ea, dar Alex e mai timid. Adică nu că e mai timid, dar... Și, nu da, Alex nu vorbește cu mine când ne întâlnim. În schimb, Leonardo mă ia în brațe, mă pupă. Ați văzut cum face Leonardo cu toată lumea. Iar, v-am spus, Lumina, Ursul, ar trebui să nu mai vorbească cu mine, că sunt eu certată cu... Anca și cu Alin. Ce că am spus că Alex e mai timid, adică Alex... Alex vrea e timid, nu ia... știu dacă vorbește Alex e mai mult cu Anca, poate au ascultat dacă vrea niște să discuții. te ia, brațe, ia pe cine vrea el, adică, de exemplu, pe mine mă ia în și mă pupă. Păi pe tine că te iubește. A, si eu pe el. Mm -hmm. cum și acum vorbesc cu el, dar mi-a trimis un film. Da. De chiar a, a făcut un videoclip el. foarte frumos pentru Alin, când era ea mică-mică și l-a postat Fere pe Instagram și acolo l-am văzut și chiar mi-a plăcut și mie. Și îți mulțumesc, Alex! Da, și... Alex oricum este un copil foarte talentat și știe multe, Alex. Și Alex, să știți că Alex cu mine face... Filmuri, adică noi facem și foarte multe filme și din cauza și... lui Alex să știți că și-au făcut tot canal de, de YouTube. Că da. Dacă nu avea Alex cu momo eu, al lui, eu, nu avea nimeni. Eu când aveam patru ani și Alex era puțin mai mare, noi aveam canal de YouTube. Da. Și după noi, nu știu cine se luase, prima dată se luase... Bunicul Leo. după aia făcurăm noi cu cătă, cu momo, după aia s-a luat și cătă, după aia s-a luat toată lumea după noi. Da. Din ziua de azi. Și noi deci ne-am făcut alte că după Alex au început toți cu și canalul după de mine, YouTube. Că și eu am făcut cu el. Și acum am început cu filmul și sunt și eu în câteva filmuri de ale lui. Filmuri. Filmuri, am zis. Da. Și eu... Eu știu cam mai multe de engleză. Nu da, chiar engleză. Alex știe engleză. La vârsta lui știe engleză. Și ai. foarte bine. Mai bine învață decât foarte mine. bine și știe. Dar să vedeți cum desenează Alex. Și Alex, eu în filmele și cântă. lui... Alex în filmele lui care le face, trebuie să vorbim în engleză și eu așa nu prea știu, mă da, el, mai îmi spune el, spui așa, așa, așa și eu mă iau după el. Eu deci Alex, când va crește, va fi mare Eu, om. nu să zic că nu știu engleză, știu foarte puțin. Da, mami, hai să încheiem. Deci v-am spus acum și de ce nu mai merge Alina, de ce n-a vrut să meargă acolo. Pentru că mereu îi se spune, ma mai ta nebună. Și doar o persoană care o știți și voi. Cine este mai ta nebună? Eu? Tu. <laughs> și sunt nebună? Nu. Ei, hey, poate sunt. Nu, eu o mai e o felie, că facem mac la tău. E foarte bună, e preferata mea. Deci gata. De mâine începem cu alte vloguri, cu altceva mai frumos, da? Fără discuții, fără probleme. Și dacă aveți fără discuții și fără probleme, nu mai comentați nici voi urât. Ei, fiecare să comenteze ce vrea. V-am pupat. Da.